Trecând peste asta, hai să ne, concentrăm, da. Bun, ai reținut cartea, da? Da. Ok, o iau înapoi, opa, o pun undeva în pachet și opa, o farine. Și amestec. Și eu ce scot? Încă nimic. Bun, uite, întinde mâna așa și trebuie să-mi spui dacă asta era cartea. Asta era, da. Ok, o să pun în palmă, aici, și mâna cealaltă pun eu peste ca să nu am cum să mă ating de absolut deloc. Bun, și acum fac așa, am aici un juve de inimă roșie, ești nebun, opa! Fac așa și te se schimbă în șapte. Oh. Mamă! Și am e alta. Da. Bă, la, se mură, e la mine alta. Mor. Mai încercăm? Ce era aia? Alta! Păi mi-a scos-o pe aia, mi-a pus-o în mână. Ah, înțeles. Mi-a făcut tare, cu frate. Ăla și mi-a schimbat cartea din mână. Cum? Dacă... Hai, fără Caterinca, ce dracu? Păi da, mă, dar cum? Păi mai uite-te. Păi mai fă o dată, mă, ce ai. Păi da, e de aplaudat, nu? Bravo! Bravo! Ce tare! Cum? Cum mi-ai mutat? Nu pot să spun. Nu mi-ai băgat-o, mi-ai băgat-o pe aia la mișto. Te-a făcut brăilă. Vezi că spune el imediat ce-a făcut. Ți-a făcut o panacotă. O Maradona, ca la noi la Gara de Sud. O brăilă. Nu mi-ai pus-o pe aia în palmă, da? Ba da. Păi și cum ai schimbat? Am mai alta, deci. Hai, încearcă să înveți, Sergiu. Așa. Deci să le pun farină. Să încearcă să înveți să faci un pachet de 500 de euro. Opa. Pun farină. Metrou. Nu merge. Stai așa că nu te auzim, Sergei, ce zici? Hai că ține microfon. Păi nu zic nimic. E, lasă că mă... Poate vrei să zici ceva. Așa. Poate vrei te iei la întrecere cu Andrei, da? Da, da, da. Așa. Pun farină. Acum să alegi o carte? Nu pe aia, ba da pe aia. Nu pe aia. Așa, pute, poți să alegi și la cameră. Arată. Opa. Nu pe aia. Gata? Da. Uite, pune aici pe pachet. Ok, am să tai de două ori. Și am să amestec. Și acum am aici un elastic, da? Bun. Opa! Și acum trebuie să-mi spui dacă asta era cartea sau nu. Nu. Nu era asta. Ok. Am să pun aici în pachet și am să întorc jumate de pachet și am să pun dedesubt. Dar știi cartea, da? Normal. Păi te fac așa. Opa! Și te ești o carte. Hai. Wow! Asta e! Vedeți că asta era? Bravo! Asta e! Bravo, bravo. Super, bravo. Aplauze. Mamă, cum ai făcut? Uite, îți fac și ție un troc. Te rog. Poate ți-a ceasul. Nu port. Poate mi-a mie. Și sunt ție. Bun, te rog să spui stop unde vrei tu. Stop. Aici, ok. Ia cartea, uite-te la ea. Eu am să mă întorc cu spatele. Uite, ia și pachetul. Opa, pe jos. Nu. Arăt cartea la, da, la cameră. Exact. Pu farine. Opa. Bă, din palmă mai nervat, cum mi-a schimbat-o. Așa. Doar am ținut. Bun. Să mor eu. Și acum... tu ce ai în palmă, nu pui, pui cartea bata, unde vrei în pachet și amesteci. Pun cartea în pachet și amestec, da? Da, unde vrei tu? Opa, apă de izvor. Apă de izvor? Asta e bună. Asta e, asta e. Asta e nouă. Gata? Merge cu pufarine. Merge cu pufarine. După. Gata. Okay. Uite, te rog să pui pachetul pe jos aici. Uh-huh. Nu mă ating de el. Și acum te rog să îmi pui mâna aici. Mulțumesc. Mă, spate. Miau. Gândește-te la culoare. Da. Deci ai inimă roșie, treflă, rom și inimă neagră, da? Uh-huh. Bun. Opa, pufarine. Opa, limitat. Asta face un fel de abracadabra, știi? Da, unde pufarine, apă de izvor? Este romb. Așa. Să zic dacă da sau nu? Nu, nu, deja știu că este romb oricum. Te-ai dat de gol. Și uite, ia mâna. Și uite, aici a apărut un șapte. Asta e? Pufarine. Șapte de rom. Șapte, da, de rom. Băi, ești chiar bun. Roșu. Așa, da?
Băi, ești nebun? Ești nebun. Mi-a declanșat ticul. Da, da. Ești foarte bun, Andrei. Chiar ești foarte bun. Repet, în condițiile, în condițiile acestea în care și trebuie și cu o dotiță mare, păi spune cum a schimbat 1000 din mână. Păi da, gândește-te că trebuie chestii foarte fine și el tracu exact asta. Păi nu. Da, eu m-am uitat la ea și am ținut palmele pe ea. Da, da, da. Foarte bun. Bravo, Andrei. Bravo, bravo. Mai ne faci una? Da, mai am încă una. Pu farine. Vezi că am schimbat. Nu te ocupă. Okay, o să zici și pufuleț. Am încercat să zic și pufuleț, dar nu merg. Nu? De ce? Nu știu. Pufarine îți place, eh? Nu-mi plac pufarine. Am mâncat pufarine când am fost mic, dar nu mai. Ați cuvinte care ți intră în cap și pe ăla, spui, eh? Da, ceva cât, de genul. Câte zile? Nu știu. E aleatoriu. Dar de ce nu zici extra night show, ca să ne faci nouă reclamă prin oraș? Cred că e prea lung. Tipul unde te... Dacă ar fi XNS. XNS, XNS. O să spui? XNS. Adică să rămâne XNS-ul? A, nu știu, nu știu. Cine știe? Nu, că nu e niciodată. Tu ne-ai povestit că niciodată nu știi pe ce faci fix. Exact, corect. Nu știu niciodată. E aleator. Da. Arată-mi XNS-ul. Scuze. Ce? Nu e. Te loveam din greșeală. Nu, ține de personalitatea lui. Da. Ok, uite, te rog să spui stop din nou. Stop. Bun. Uite, ia cartea, uite-te la ea. Bun, o să mă întorc, pot să alegi la cameră și am aici, în buzunar, opa, un șnur de asta. Opa, uite, poți să pui cartea unde vrei în pachet prima oară. Pufarine. Opa. Bun, fute-o. Ok. Poți să te uiți să verifici că e tot în regulă. O sârmă aceasta. Da, e o sârmă, exact. Da. Gândește-te la carte. Da. A uitat. Nu spui cartea. Nu spun. O mai ții minte? O țin eu minte, da. Cum să nu ții minte, da? Da. Nu știu, mă, la cât ai băut la viață. Opa! Dă-mi foc! Dă-mi foc lui Serghei. Nu. Nu Serghei, nu. Nu să încercăm așa. Pufarine. Opa. E posibil să dureze puțin? Take your time. Uite, avem aici, din câte puteți, o inimă. Da? Da. Nu se poate. Pufarine. Vedem ce este mai departe. Încă o inimă. Da. Deci două inimi. Păi ești nebun. Opa! Mă mir și eu. Mai departe. Încă o inimă. Deci e trei de inimă roșie. Da. Da? Da. Incredibil! Dar uite, bravo, mai stai așa că nu se vede foarte clar. Dar de unde știi, Andrei, de unde știi că e de inimă roșie și nu e de inimă neagră? Pe inima roșie era. Sârmulița aia. Pe nu, de unde știe el că e? Pe nu, pe asta mă întrebează pe mine. Ce pe numai asta îl întreb pe el. De unde știe că nu era trei de inima neagră? Păi îți dai seama că e un truc de magie. Uite. Am înțeles, dar poți foarte simplu să alegi trei de inima neagră. Bineînțeles, putea să aleagă orice. Foarte tare. Uite cum a ieșit. Opa. Mi se foarte, pare foarte real. Tare. Foarte tare. Bravo, în continuare... Mă surprins plăcut și mă bucur că am fost cel care a crezut de la început în tine și repet de fiecare dată când am ocazia și când ești aici, le-ai dat o lecție de viață foarte multor oameni. Și unde faci magia? Prin faptul că ai reușit să treci peste toată suferința ta din viață și acum chiar meriți să fii unde ești, să fii apreciat, ca lumea să te îndrăgească, să te distrezi împreună cu oamenii. Îți urmăresc și podcastul Probleme la mansardă, foarte, foarte mișto. Vai, ai urmărit? Foarte mișto, da. Foarte tare. Cât am râs. Foarte tare, foarte tare. Cumva acolo mă simt. Mi se pare că ești chiar pe un drum foarte bun, da. Te simți în largul tău acolo. Acolo mă simt în largul meu, da. Acolo nu am emoții, acolo sunt eu și în general nici nu mă abțin prea mult acolo, pentru exact. Că nu e comunitatea cinea, mea nu e diferită, sunt, da, cu farine. Dar și aici încerc să mă abțin când simt că vine ceva nașpa, dar câteodată nu pot, ai văzut. Nu-i problemă. Dar eu problemă. Sunt curioasă dacă mai există în lume cineva cu această afecțiune chiar... care face podcast. Da, păi podcast nu știu, dar înțeleg că tu ai luat modelul altor persoane care se confruntă cu aceleași probleme
și care au reușit să-și transforme acest defect, această afecțiune într-o latură de acceptat pentru ceilalți din jur. În mare parte, da. M-am inspirat de la cineva din afară cu ce aș putea să fac în legătură cu sindromul Tourette. Am văzut pe Instagram fete, de exemplu. Da, sunt și fete care au sindromul Tourette și, de exemplu, chiar vorbesc despre asta foarte deschis. Asta mi pentru conștientizare. Adică las mășinec. Asta mi se apă pare foarte tare pentru noi. Faptul că reușești să le deschizi mintea unora cu ea închistată. Știi? Da. Pentru că afară toate problemele de acest gel sunt acceptate. Sunt acceptate mult mai ușor, știi? Societatea e mult mai deschisă. Cum mult mai ușor? Sunt chiar protejați. Astea, nu mai vorbesc, că au facilități. La noi nu știu cum să-ți dea în cap. Uite, ăsta e live-ul de astăzi. Ăsta e live-ul, pe ăsta nu l-am văzut. Da, fix la 10 l-am terminat. De-aia nu l-am văzut, că era târziu. Da, a fost foarte fain. Oana Calița, sau cum o cheamă? Da. Altfel, cum ești? Ultima oară când am vorbit, spuneai că ești într-o relație, că ai o iubită. Am fost. A mers? N-a mers. Nu, n-a mers. Am avut noi niște neînțelegeri, să zicem așa. Suntem super ok și acum vorbim încă, dar era și distanța puțin și atunci nu era prea ok din punctul ăsta de vedere, mai ales pentru că eu eram foarte ocupat mai mult cu filmări și cu daily vlog, cu podcast, cu YouTube și atunci am zis că mai bine ne oprim momentan și dacă e pe viitor, nu știu, ne